Bună ziua, vă salută Tatiana. La cererea dumneavoastră, astăzi vom lucra acest șnur dantelat, sau această dantelă. Mulțumesc, Lavinia, pentru cererea ta. Și eu am lucrat aici modelul, să vedem modul în care se prezintă. Voi folosi pentru dumneavoastră acest fir de bumbac mercerizat și croșetul cu numărul 1,05. Dumneavoastră puteți lucra chiar și cu croșetul numărul 1. Am ales culoarea galbenă pentru a se vedea mai bine pe fundalul acestei mese de lucru. Și vom începe lucrarea noastră. Vom face un total de 17 ochiuri de lanț. Facem primul și voi continua lucrând. 2, 3, 4, până la 17. Lucrate cele 17 ochiuri de lanț, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Din acest moment, noi vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Vom lua firul pe croșet și prin interiorul cercului trecând, noi vom lucra un picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Al treilea picioruș dublu înalt. Și vom continua pentru a lucra un total de 14 piciorușe duble înalte, luând în considerare și primul de la începutul lucrării noastre. Lucrate cele 14 piciorușe duble înalte, acum eu voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi face cel de-al cincilea ochi de lanț, care va fi un ochi de lanț de separare. Am luat firul de două ori pe croșet, voi întoarce lucrarea și voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș din rândul anterior și voi lucra un picioruș dublu înalt. Deja avem două aici. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu înalt din rândul anterior. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu înalt din rândul anterior, noi vom lucra un picioruș dublu înalt și un ochi de lanț de separare. La sfârșit, vom avea un total de 14 piciorușe duble înalte separate de un ochi de lanț, iar noi ne vom întâlni după ce lucrăm aceste piciorușe. Eu am lucrat deja 13 piciorușe duble înalte, ochiul de lanț de separare, firul pe croșet de două ori și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț realizat la începutul acestui rând, lucrând ultimul picioruș dublu înalt. Am închis. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, iau firul de două ori pe croșet, voi întoarce lucrarea și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu înalt și le vom închide împreună. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, vom intra în corespondența spațiului dintre cele două piciorușe și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, pentru că acum sunt doar piciorușe duble, cel de-al treilea picioruș dublu, un picioruș scurt în corespondența următorului picioruș din rândul anterior, deci un picioruș scurt. După care mă voi înălța din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, de două ori voi intra în corespondența următorului picioruș și voi lucra un picioruș dublu înalt. Le voi închide împreună, iar acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet,
în corespondența spațiului dintre cele două piciorușe, voi lucra din nou trei piciorușe duble. 2. Și cel de-al treilea. După care voi închide totul cu piciorul scurt în piciorușul următor. Repet cele trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Firul de două ori pe croșet. Voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. Le voi închide împreună, repet din nou, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet și în interiorul spațiului dintre cele două piciorușe, voi lucra din nou cele trei piciorușe duble. Și cel de-al treilea. Voi închide din nou cu picioruș scurt în următorul picioruș. Și voi lucra pentru a patra oară cele trei ochiuri de lanț, firul pe croșet. În piciorușul următor voi face un picioruș dublu înalt. A doua, felul acesta. Trei ochiuri de lanț și în corespondența spațiului voi repeta din nou cele trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Acesta este un model care se învață foarte ușor. Dacă l-ați lucrat odată, după aceea rețineți toți pașii. După ce am lucrat cele trei piciorușe duble, voi închide cu picioruș scurt în următorul picioruș. Din acest moment voi face 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce corespondența primului picioruș, iar aici voi face un picioruș scurt, corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Mă ridic în sus din nou. 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul de două ori pe croșet. Și în corespondența acestui spațiu, voi lucra un total de 14 piciorușe duble înalte. Am deja cel de-al patrulea acum și vom continua singure, deci 14 piciorușe duble înalte. Acum am cele 14 piciorușe duble înalte. Voi închide totul cu piciorul scurt în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din ultimul grup pe care l-am lucrat deja. Deci vom face un picioruș scurt, după care vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet de două ori. Vom întoarce lucrarea și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom repeta un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare. Deci, în felul acesta, noi vom merge până la sfârșitul rândului, lucrând piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț, pentru un total de 14. Eu aici am intrat în mod greșit și mă voi corecta. Mă voi corecta pentru că am... se întâmplă. Vă rog să scuzați și vocea, sunt foarte, foarte răgușită. O răceală care nu vrea să treacă. Deci am cel de-al doilea picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul de două ori pe croșet. Voi intra, voi face cel de-al treilea picioruș dublu înalt. În felul acesta continuăm și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Cu atenție! Felul acesta. Vom continua singure.
Am lucrat cele 14 piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț. Să știți că uneori mai greșesc pentru că am camera exact în față și mi-este foarte dificil să văd ceea ce lucrez. În acest moment, eu voi lucra din nou 3-4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua firul de croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu înalt. Voi le-am închis împreună, voi continua cu 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și din nou vom repeta cele 3 piciorușe duble. Un picioruș scurt în piciorușul următor, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet de 2 ori, voi intra în următorul picioruș și voi lucra un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi lucra din nou grupul de 3 piciorușe duble în corespondența spațiului dintre cele 2 piciorușe. Din nou voi închide cu picioruș scurt în următorul picioruș din rândul anterior, voi urca sus cu 3 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet, un picioruș dublu înalt în următorul picioruș, le închid împreună, lucrez 1, 2, 3 ochiuri de lanț, după care continui cu seria de 3 piciorușe duble în corespondența spațiului, 2, 3, un picioruș scurt în piciorușul următor, 3 ochiuri de lanț, de 2 ori firul pe croșet, voi continua în piciorușul următor lucrând un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, seria de 3 piciorușe duble în interior, 2 și cel de-al treilea, piciorușul scurt în următorul picioruș, iar acum repetăm din nou cele 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi închide cu piciuruș scurt în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul piciuruș. Ne vom urca din nou în sus cu 4 ochiuri de lanț, avem 2, 3, 4, firul pe croșet și ne vom întoarce și vom lua practic toată seria de piciorușe duble. Vom continua. Deci, 14 piciorușe duble înalte, ceea ce am realizat până acum. Eu sper să vă fie de folos. Eu sper să lucrați împreună și în cazul în care doriți să lucrez ceva anume, vă rog să lăsați comentarii pe canalul de YouTube, iar eu voi răspunde în măsura posibilităților, dorințelor dumneavoastră. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine mă urmărește și nu este abonat, vă rog să vă înscrieți. Înscrierea este gratuită. Pentru cine dorește să devină membru, este și posibilitatea de a deveni membru.
Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc, vă iubesc și vă doresc o zi minunată și spor în tot ceea ce faceți. La revedere, vă salută, Tatiana!